Da, în luna octombrie anul 2012 am avut o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei Federale, Republicii Federale Germania, Republica Moldova, cărora le-am prezentat procedura de aplicare a apostilei în Republica Moldova, astfel prezentându-le procedura de depunere, verificare, înregistrare, eliberarea actelor și posibilitatea verificării ulterioare pe pagina web a direcției a apostilei. Astfel, orice cetățean online poate accesa pagina web a direcției, introduce numărul apostilei și are un răspuns dacă este sau nu apostila dată, ceea ce duce la reducerea falsificării actelor și a apostilelor. Ca urmare a acestei întrevederi, Ambasada Republicii Moldova, Republica Federală Germania, ne-a informat că Ministerul Afacerilor Externe a Germaniei deja a solicitat Ministerul Federal al Germaniei avizul privind posibilitatea ridicării obiecțiilor de către Germania față de Convenția de la Haga din 1961 la actele eliberate de autoritățile Republicii Moldova. O decizie finală urmează a fi luată de către partea germană și adusă la cunoștință.